Baba Novak a fost un haiduc mercenar sârb, luptător consecvent contra Imperiului Otoman, capitan al oștii de haiduci din armata lui Mihai Viteazul. Acesta este eru național al Serbiei și respectat ca personalitate militară în România. În 1601 a fost arestat la Cluj, judecat pentru trădare, condamnat la moarte și ars pe rug în cetatea Clujului. Baba Novak, 1530-1601 a fost un haiduc mercenar sârb ce a luptat împotriva turcilor, fiind unul dintre oamenii de încredere ai lui Mihai Viteazul. Acesta a petrecut o bună perioadă a tinereții sale într-o închisoare turcească, unde i-au fost scos toți dinții, încât nu mai avea niciun dinte în gură, conform cronicarului transilvanian Ștefan Samoscozi. După ce a fost eliberat, acesta a început să lupte împotriva turcilor, devenind capitanul haiducilor din armata voievodului Mihai Viteazul. Conducând undeva la peste 5.000 de mercenari. Baba Novak a ajuns sub conducerea domnitorului Muntean la scurt timp după bătălia de la Călugăreni. Imediat după această luptă, haiducul sârb a fost trimis de Mihai viteazul să hăituiască armata condusă de Hasan Pașa, reușind să producă pagube destul de însemnate. Baba Novak cu încă 700 lângă sine ars castelul Vrața, la o depărtare de două zile de drum de la Dunăre. În această vreme turcii s-au strâns din coace de Dunăre ca să închidă calea. Din această cauză el neîndrăznind să se întoarcă pe același drum și fiind și un bun călăuz, și-a condus toată oastea pe muntele Barconza, care era dincolo de Vrața, aproape de muntele Novac, ajungând aproape de Sofia. De aici s-a întors după mari ocoliri ajungând la Dunăre mai jos de Orșova, nu departe de Vidin după o luptă înverșunată, a reușit să pună mâna pe multe corăbii cu ajutorul cărora a trecut Dunărea, întorcându-se în țara românească. Dintre toți ostașii lui, numai șapte au pierit. În schimb, el a luat un număr însemnat de prizonieri și cirezi de vite. De atunci a fost în mare cinste la Mihai Vodă, a arătat cronicarul Ștefan Samoscozi. Baba Novac a fost alături de Mihai Viteazul în luptele duse pentru prima unire a țărilor române el fiind cel care l-a alungat pe Ieremia Movilă de pe tronul Moldovei. Acesta îl trădează în cele din urmă pe voievodul Muntean, în 1599, alăturându-se trupelor conduse de generalul Gheorghe Basta. Există mai multe teorii care încearcă să explice motivul pentru care Baba Novac ar fi trădat pe Mihai Viteazul. O teorie populară este aceea că Baba Novak ar fi fost nemulțumit de faptul că nu i s-au acordat suficiente privilegii și recunoaștere pentru contribuția sa la campaniile militare. Se spune că Mihai Viteazul l-ar fi tratat cu dispreț și ar fi încercat să le marginalizeze în armată, ceea ce l-ar fi determinat pe Baba Novak să caute alte opțiuni. O altă teorie sugerează că Baba Novak ar fi fost atras de promisiunile și beneficiile oferite de Gabriel Batori care era dispus să-l recompenseze pentru serviciile sale și să-i ofere o poziție de conducere în armata sa. Această teorie este susținută de faptul că Baba Novak a ocupat o poziție importantă în armata lui Batorii după ce s-a alăturat acesteia. A venit la mine unul cu numele Baba Novak, cu aproximativ 100 de călăreți și 600 de pedestrași, pe care i-am primit în îndată în serviciu și i-am trimis în părțile Lipovei îi transmitea generalul Basta împăratului Rudolf la data de 17 decembrie 1600. Baba Novak este arestat din ordinul nobilului transilvanian Ștefan Csaki, care a ordonat executarea acestuia la data de 5 februarie 1601. Haiducul lui Mihai Viteazul a fost ars pe rug în piața din Cluj-Napoca, fără ca nimeni să intervină. Nici nu se poate spune cu ce iuțeală i-au mâncat corbi carnea, încât în zilele următoare nu se mai vedea un țeapă decât oasele. Menționa același cronicar Ștefan Samoscozi.